Concurs de alergare montană în masivul Vulcan din Valea Jiului cu participarea a sute de iubitori ai mișcării din țară și străinătate. Autoritățile din Vulcan organizează în permanență acțiuni menite să promoveze zona și stațiunea Pasul Vulcan, atât pe timpul iernii cât și în restul anului. Acest loc beneficiază de peisaje deosebite cu acces pe un drum asfaltat și cu telegondola. Competiția de alergare montană numită Castelul din Carpați, ajunsă la 11 ediție, arată că Valea Jiului oferă numeroase posibilități de a face sport, dar și de relaxare și odihnă. 5, 4, 3, 2, 1, start! Competiția Castelul din Carpați a reunit la start numeroși participanți, tineri și vârstnici deopotrivă. Au venit din toată țara să participe la această întrecere pe un traseu montan de 13 km, cu o diferență de nivel de 800 de metri. Iată, am ajuns și la ediția cu numărul 11. Dacă la început am pornit cu pași timizi, cu câțiva participanți mai mulți din oraș, din Valea Jiului, iată că am ajuns acum la această ediție, o ediție națională, putem spune, pentru că avem sportivi care participă atât la competiții naționale cât și internaționale și nu doar că participă și câștigă premii importante. Ne bucurăm, așa cum am vorbit cu colaboratorul nostru, cu domnul Dani Hălăstăoan, care ne-a ajutat foarte mult și am înțeles că sunt peste 130 de concurenți care vor fi astăzi din toată țara. Se pare că ne ajută și vremea și ne bucurăm că s-au anunțat foarte mulți și din oraș care vor să urce la acest eveniment. Mă bucur că și mediul de afaceri din municipiul Vulcan sau cei care au legătură cu municipiul Vulcan s-au implicat și au venit cu anumite sponsorizări în ceea ce privesc premiile. Asta arată că înțeleg cu toții că numai cu astfel de evenimente putem promova Pasul Vulcan, Vulcanul și, bineînțeles, Valea Jiului. Cursa a fost un prilej pentru alergători să-și testeze rezistența și condiția fizică. Vreau să spun că e super tare. Am 63 de ani, de vreo 13 ani mă lupt cu treburile astea, alergat pe munte, în toate direcțiile și invit pe toată lumea, puțin sau alții mai mult, să facem mișcare. Dacă nu facem mișcare, îmbătrânim de la picioare și când au luat picioarele, viața noastră s-a dus. Oameni buni, nu trebuie mers la medic, nu beau niciun medicament, lumea mă cunoaște, am trecut prin mari necazuri de sănătate, au trecut 13 ani, nu beau niciun medicament, nici de duș în fiecare dimineață cu apă rece și ok toată ziua. Super, super, dacă nu-ți place să mergi la birt, găsești altceva de făcut. Nu ne lăsăm, vorba lui Beni, de la Lupei. Așa, de traseu, nu știu, am mai fost aici? Da, am mai fost de două ori. E urcare multă, dar e un hobby, e un hobby. Dacă e hobby, nu e nicio problemă. Ne mișcăm, facem mișcare. E bine, e bine, dă dependență. Valea Jiului oferă localnicilor și turiștilor numeroase posibilități de petrecere a timpului liber, a vacanțelor la munte cu practicarea sporturilor, atât iarna cât și vara. Autoritățile din Vulcan vor să dezvolte acest loc pentru a veni cu oferte turistice în completarea celor din Straja și Parâng. Am avut și săptămâna trecută o întâlnire cu mediul de afaceri din municipiul Vulcan, în principal cu cei care sunt implicați în turism și împreună am hotărât ca la orice tip de eveniment, cum este acesta, mediul de afaceri să se implice activ, atât material cât și moral, dar și în organizare, să vină să și participe efectiv și astfel, văzându-se această unitate, sperăm ca în viitor această stațiune nouă, Vulcan, Pasul Vulcan, să se dezvolte din ce în ce mai mult. Pot să vă zic doar că în ultimul timp și capacitatea de cazare încep să crească în municipiul Vulcan, interesul de asemenea, faptul că Straja de foarte multe ori devine
insuficientă ca și spațiu de cazare, face ca municipiul Vulcan să devină o alternativă la aglomerațiile din stațiunile mai mari, o stațiune unde poți găsi altceva decât găsești în Parâng sau în Straja, și mă refer aici la plimbări, la sanie, schi pentru începători, de exemplu, iarna, iar vara avem foarte multe trasee montane care pot fi exploatate dacă toți punem umărul și dezvoltăm aceste lucruri. Această acțiune a fost susținută și de oameni care au făcut cunoscute aceste meleaguri și care vor să dezvolte Valea Jiului. O competiție deosebită și pentru noi, cei care avem investiții aici în Pasul Vulcan, este un lucru minunat și, după cum vedeți, an de an tot mai mulți concurenți. Mulțumim celor implicați, primăriei, lui Galego, care s-a implicat total, și tuturor sponsorilor care au fost alături de această competiție. Da, pentru că vorbim de o competiție la care nimeni n-a plătit nimic. Da, e cam unicat, cred eu, în România, pentru că, după cum știm, toate competițiile unde se aleargă se și plătește. Dar este bine că sunt sponsori destul de mulți și să poate menține această competiție în așa fel ca cei care vin să nu plătească, să primească ceva. Și, bineînțeles, după cum vedeți, în primul rând văd și se promovează și această zonă deosebit de frumoasă, timpul ne ajută și, după cum vedeți, lumea este fericită, bucuroasă, și asta este cel mai important lucru. Chiar susțin sportul în Valea Jiului, indiferent că e în Parâng, în Vulcan, în Straja, susțin sportul cu tot dragul. Valea merită foarte mult, are cu ce, și susținem sportivii din Valea Jiului. E și un mod de a promova. Da, este un mod de a promova. Sunt foarte mulți care au venit din toate colțurile țării, descoperă zona, zvonul se duce mai departe și așa se promovează din ce în ce mai mult. Valea Jiului, în primul rând, se remarcă prin faptul că noi suntem mari iubitori a lui Jules Verne. Nouă ne schimbă viața. Știți că eu am notat toată Dunărea după ce am citit Pilotul de pe Dunărea lui Jules Verne. Iată, oamenii ăștia de aici din Vulcan cu siguranță au citit Castelul din Carpați și iată ce lucruri frumoase fac inspirații de acest roman. Eu, în calitate de bibliotecar, notător extrem, recomand și Capitan la 15 ani, pentru că este bine să fii capitanul vieții tale la orice vârstă. La final au câștigat cei mai buni. Sunt sportivi cu experiență. Câștigătorul cursei are numeroase întreceri în palmares. De-a lungul anilor a adunat peste 20.000 de kilometri alergați. Este a treia ediție la care particip. Am reușit să câștig de fiecare dată și așa îmi doresc și la această ediție, să îmi păstrez locul întâi. Da. Câteva dintre traseu e dificil, ce anume te sperie, nu te sperie? Traseul are câteva urcări destul de abrupte, are o lungime de 13,5 km cu 700 diferență de nivel, asta înseamnă că urcăm 700 de metri în altitudine și, evident, dacă urcăm va trebui să și coborâm, așa că, fiind un traseu care variază în altitudine, devine dificil, deoarece sunt grupe diferite de mușchi, după fiecare urcare coborârea devine tot mai dificilă. Un cunoscător al alergării montane, un sportiv de aproximativ 18 ani, performez în alergare montană și atât am venit să fac o cursă aici la Castelul din Carpați. Vreau să văd cum e traseul, am fost invitat de organizator și am zis că o să vin. Am făcut un drum lung, vin din Italia, aseară am ajuns, târziu, dar am zis că o fac și cu asta. E prima oară la Castelul din Carpați? Da, este prima oară. Întrecerea sportivă din Munții Vulcan a fost o reușită pentru promovarea zonei, care are numeroase lucruri frumoase și interesante de oferit.